Bă, ce ți-ai ieșit ție să bagi navetele alea înăuntru, mă? Tu aștepți să se ducă singure înăuntru, mă? Când ai plecat, nu ți-ai ieșit să bagi navetele alea? Lasă-mă, Bobiță, cu pararabile astea, bă. Ce treabă are navetele? Tu nici nu știi cât de fericit sunt eu, bă. Ești fericit? Pune una și care navetele alea. Bă, Bobiță, mă, tu știi ce bucuros, mă? Băi, Bobiță, bă, tu n-ai auzit ce ți-am zis, mă? Sunt bucuros tare, mă. Sunt fericit tare de tot, mă. Nu mă întrebă de ce sunt fericit? A? O, ce vrei, mă, tu? Sunt fericit, mă. Așa, și dacă ești fericit, ce? De ce ești fericit? Tu nu știi, mă, ce-a pățit, mă? Cine a pățit, mă? Mamă, Gianni, mă. Deci, bă, eu mă uit la tine și văd că tu nu știi ce-a pățit Gianni, mă. Tu nu știi ce-a pățit Gianni, mă. Mai de capul meu, Bobiță, ce-a pățit Gianni, băi. Mamă, ce-a pățit, mă, Gianni? Ia zi și mie ce-a pățit Gianni, mă. Bă, zi, mă, și mie ce-a pățit Gianni, că m-ai făcut curios. Ce-a pățit, mă, Gianni, a? Ce-a pățit, mă, Gianni? Vrei, mă, să zic? Dacă vreau să zici, da, zi, ia. A găsit apă vie. A găsit apă în vie? Apă vie. Da. Bă, dă-mă, dracu, stăia de prost. Ia te, dacă nu mă crezi, eu o ia. A? Ma. Apă vie. Deci sticluța asta e apă vie. Da, bravo, m-a găsit-o Gianni, mă, sigur. A găsit-o Gianni? Da. Da, unde a găsit-o Gianni? În pădure a găsit-o. În pădure, lângă casa zmeului, mă? Exact, mă, nu, mă, stai, mă, ce zmeu, mă, Bobiță? Bă, nu știu unde a găsit-o, dar e sigur, sigur apă vie, Bobiță. Bine, mă, bravo lui să fie sănătos. Băi, da, tu nu știi, mă, ce e asta? Apă vie, mă, n-ai apă vie. Ba da, dar tu nu știi ce face, Bobiță? Ce face, mă? Mamă, deci dacă e o gură din asta, ești cel mai șmecher din lume. În vii. În viu? Da. Bine, dacă ești mort. Na. Bine, mă. Deci, Bobiță, știi care e faza până la urmă, mă? Deci Gianni a găsit apa asta vie, știi, și vrea să o vândă, mă. Sticluța asta, de exemplu, e ieftină tare, mă, 10 milioane, mă, numai 10 milioane. Cumperi și tu una? Nu, mă, nu cumpăr. Cum adică, mă, de ce să nu cumperi, mă, Bobiță? Tu n-ai auzit, mă, ce face asta? Ce face, mă, asta? Păi n-auzi, mă, că dacă e o gură, te învie, mă, asta, ia pe vie. Păi cum să mă învie, mă, tu nu vezi că eu sunt viu? Păi stai, mă, și dacă ești mort, ce faci? Păi cum adică, dacă sunt mort, aia e? Nu e aia e, Bobiță, că dacă ești mort, ai luat o gură din apa asta și învii. Bă, tu vorbești serios acum? Da, bravo, zi-mă, o cumperi? O cumpăr, mă. Bravo, mă! Bă, dar aia stai, mă, puțin așa. Păi dacă eu sunt mort, da, cum mai beau apă vie de asta? Ce, mă? Bă, eu dacă am murit, da, cum mai beau apă vie? Că nu înțeleg. Da, tu ai dreptate, dar fii atent că tu dacă mori, așa, îți promit eu că eu sunt lângă tine când mor, normal. Și stoarne așa cu pipeta, două, trei picături de astea, să-ți dau cu o batistă pe la gură așa, tu bei, fac îți vine pe gât și învii, mă, la loc, ha? Hai, mă! Nu vreau. Bă, hai, mă, Bobiță, fii atent, nu mai e 10, e 8 milioane. Nu vreau, mă, 3. Nu, mă, nu. Dă-mă 1 milion pe ea, mă. Bă, tu n-auzi că nu vreau? Hai de capul meu. Ce faceți? Dă-și mie o bere. Gata. Ce vrea, mă, să-ți vândă? S-a pus prostul ăsta și cu prostul ăla de Gianni. De vreo câteva zile vor să facă mie combinații și tot încearcă. A încercat cu Maradona, a încercat cu aia cu accidentul Slobozia. Alo, a murit nu știu cine, o bunică, bagă-n banii, că nu știu ce. Nu, a făcut-o și pe asta cu Slobozia? Toate a încercat, ce-ai? Dar și de ce, nu? L-am păcălit eu pe Gianni cu câteva zile de băbubunește râsul și acum. Adică? Eram într-o curteță și că aveam niște treabă și l-am văzut pe Gianni. Trecea pe stradă și a găsit un portofel. Așa. Pe bune l-a găsit, adică era un portofel pe stradă. S-a uitat în el portofel și că era gol. Și el l-a aruncat. Așa. Gianni s-a zis, fac o glumă, să râd. Am să luam portofelul de l-a aruncat, i-am pus niște sute de lei în el și l-am lăsat la loc. Am așteptat, așa, și a venit cu fractul. Așa. Când am trecut pe acolo, m-am zis, ia uite, m-am găsit un portofel. Ia uite, bă, câte milioane în el, bă. Bă, să nebunească, bă, nebunit, îți dai seama. Acum, eu nu știu care e mai prost, Gianni sau fractul, e mai ales că e fractul, dar e prost rău, amândoi, că eu le-am spus, bă, a fost o glumă, am pus eu niște, am vrut să râd și eu puțin, dar ei nu că nu și nu și nu că nu, și tatu să țin de baga bonțel, că a vrut și mie să-mi vândă o grăbată de, mama, nici nu mai zic acum. Mama. Te puvnește și râsul, n-ai văzut așa ceva. Dă un ghiul în coare, dă-mă un ghiul în coare. Pentru ce, mă, să-ți dă? Să vezi tu cum se face. Să trăiești, Dorel. E Tiberea. Hai, mersi. Deci, bă, Bobiță, eu cred că tu n-ai înțeles bine ce ți-am zis eu mai devreme, dar fii atent că mă cam enervezi. Ce vrei, mă?
Deci, ce am zis eu, mă, că e în sticluța asta? E apă vie, că a găsit-o Gianni în pădure. Așa, mă, da. Și de ce nu vrei, mă, să o cumperi, mă? Bă, tu crezi că asta să găsești așa la orice magazin? Păi n-auzi, mă, că nu vreau, că n-am nevoie. N-ai nevoie de apă vie, mă? Păi ce să fac, mă, cu ea? Să-mi vii dacă mori, mă. Păi nu am cum să o beau, mă. Bă, Bobiță, bă, tu ești chiar prost, mă. Bă, deci fii atent, mă. După ce mori, iei o gură din asta, din sticluța asta și-mi vii la loc, mă. Păi da, bă, dar eu zic ție cum bei, că dacă mori, nu se mai întâmplă nimic. Bă, cum să nu se întâmple, mă? Bei asta și-mi vii. Bă, eu când mor, rămân mort și la revedere. Eu așa vreau să se întâmple. Hai de capul, mă. Auzi, mă? Fii atent, deci... Ultimul preț era 1.000.000. Ți-o las la 500.000, mă! Du-te, bă, de aici, tu n-auzi că nu cumpăr nimic? Hai, bă, cam... Ia uite, bă, un ghiul, bă, băiatule, ce-am găsit, bă, cine l-o fi pierdut, băi? Ma, mai găsit un ghiul, mă? Da, băi! Țai de capul meu, da, aur, mă? E de aur, de aur. Da. Mamă, cred că ce bucuros ești, Ardiles, că ai găsit un ghiul de aur acum. Presupun că vrei să-l vinzi, nu? Eu vreau să-l vând, Bobiță, dar eu mă gândesc că tu ai luat pe el, că e nou. Păi ăla face 4-5 milioane, eu spun că mă pricep la aur. 4-5 milioane? Păi nu vrei să-mi dai tu 1.000.000 pe el, că eu am nevoie de bani, că o am pe mămica bolnavă, să o duc la Slobozia. Aoleo, te ajut, prietenul meu, auzi, mă, are probleme, îți dau... Ia stai, mă, așa, dar ce, mă, ăla chiar e aur? 100.000, aur. Cum dracu să nu fie aur, păi dacă nu era aur, mai avea rost să-l găsească. Și ce face, 4 milioane, așa? Face mai mult, că e greu. E greu. Păi fii atent, îl dau eu 2 milioane, păi îl dă-mă și mie 2 milioane. Nu, mă, nu merge, ia Ardile, s-ai zis-o, să-i dai lui mămica, să o duci la spital. Fai, Doamne, Doamne, ce noroc. Bă, dar cum, mă, că eu nu l-am văzut, mă, că am trecut pe-acolea, mă, pe-acolea am venit și eu și nu era, mă. Unde dracu era ghiulul ăla? Fai de capul, mă. Ai zis, mă, ce proștie? Hai de bani încoace. Ce bani? Stai cu minte, dă bani încoace. Ți-am dat, mă, ghiul. Dă-mă bani, nu mai faci asta cu mine. Mă, mica bolnă. Hai că am plecat. Hai sănătate, mă. Pavoviț! Aici! Stai de cap! E? Dai și tu o bere! 7 lei! Ia auzi? Da, bravo, ia uite aici! Păstrează restul! Da! Îți dau din asta că acum a venit, e proaspăt! Da! Ce mai zici? Ce mai faci? Care mai e viața ta? Ce? Ai dat bip? Yeah? Ai dat bip, zic? Nu, am uitat la ceas. Că eram curios cât e. Ia, îi ține vorba un pic. Că m-a sunat telefon. M-a sunat toată ziua, bă, băiat. Deci dacă... Da, eu sunt. Dom'le, tu vorbești serios? Dar nu vine să cred, dom'le, fai de cap meu, deci cum mi s-a întâmplat tocmai mie? Fai de cap meu, ce bucurie mi-ați făcut, deci e incredibil, dom'le. Dom'le, e extraordinar că mi se întâmplă tocmai mie, că e un miracol. Și cum iau banii? Cum... Da, păi, îl fac azi dacă e, da. Da, deci sunt fericit, sunt bucuros, doamne. Deci banii intră... Mâine intră toți bani? Fai de cap, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu sănătate, la revedere! Fai de capul, băi! Ce, mă, ce s-a întâmplat? Nu, e nimic, nu s-a... Cine era? Nu e, mă, nu! Ce fac, bă, Gianni, bă? Ce se fac? A, noroc, nu te-am mai văzut o grămadă de vreme! Am mai... Ce faci, bă? Ori ai pățit ceva, mă? Da, bravo! Dar trebuie să-ți povestești ce am pățit! Hai mai încolo, mă, că aceea mi-aude toată lumea! Da, ia uite, mă, lasă-mă să audă toată lumea! Ia zi, mă!
Fai de capul meu, băi! Băi! Fai de capul de... Mamă! E... Ia zi-mă! Băi, deci m-a sunat unii acum că mi-a făcut o bucurie mare rău de tot. Ah, e drăguț. Dacă spun să mor, dacă te mint, din nou m-a sunat. Și mi-a dat vezi. Mai mulți, mă? E mai mulți, normal, că e firmă de aia mare cu etaj de aia, bloc de lângă. Așa, dacă stau și aceia să aud ce vorbiți? Nu, e mă niciun secret, mă, bă. Ia zi, mă, ce ți-a zis să ia mă la telefon? Bă, deci fii atent. Mi-a zis că am câștigat 100 de milioane. Fua! 100 de milioane ia câștigat. Hai de cap. Da, 100 de așa mi-a zis la telefon, înțelegi, că am câștigat 100 de milioane în mână, bă, băiatule. Ia uzi, bobiță, ai auzit, mă, noroc ce are ăsta? Da, bă, cum dracu s-a întâmplat treaba asta, bă? Ce a zis și că m-a ales calculatorul, bă. Incredibil. Dacă bă, zic băiatule, că bă, era un concurs în ăsta cu premii de 100 de milioane așa? Și m-a ales calculatorul pe mine, înțelegi, adică ai borgola care e, mă. Poate mă sună și pe mine, că uite, am telefonul pregătit, îți dai seama. Nu. De ce să nu mă sună, mă, dacă te-a sunat și pe tine, poate mă sună și pe mine, că eu sunt la B, bobiță. Da, bravo, corect, că dacă e normal, că chiar am vorbit cu ei și așa mi-a zis că dacă e, o, are o grămadă de bani, trebuie să sune oamenii, să le dea premiile, să ține telefonul deschis ăsta. Cine, mă? Ăștia care m-a sunat pe mine, ce ești nebun la cap? Nu mai sună Gianni, pe tine te-a sunat și atât, gata. De ce să nu mai mă sune, mă? Dar de ce să nu mai sune, mă, că zici, cine a vorbit, mă, cu ei? Tu sau eu? Nu m-am vorbit eu cu ei? Bă, viță, bă, bune, acum. Ce, mă, tu ține telefonul deschis, nebunule, că sună acum. Hai, mă, să zic ceva, mă. De ce, mă? Uite așa, mă, trebuie să zic ceva, mă. Să-ți facem pipi amândoi, vino în coace. Bă, stau să mă... Uite, sănătos la cap, mă. Cine să-l sune pe ăsta, mă? Bă, tu trebuia să-i ceri bani, 10 milioane, ca să le trimiți la ăia și asta era toată combinația, mă. Păi și dacă îl sună și pe el, mă? Cine, mă, să-l sune, mă? Tu nu ești sănătos la cap, mă? Bă, uite încă la mea, fii atent. Nu contează asta, mă, nebunule, mă, și dacă i-a spus ce dacă, mă, îl sună bine, nu-l sună iarăși bine, o care trebuie. Nu-l sună nimeni, mă, uite încă la mea. Bă, de unde știi tu că poate îl sună, mă? Bă, fii atent, deci tu-i ceri banii și atâta tot, nu mai zici altceva, că o strigi ani, da? Uite încă la mea. Bă, deci, dacă m-a întrebat omul, ce, mă, ia răspund și eu, Naci, nu, bă, tu ce te bagi atâta în combinație, bă, e combinația mea sau nu? Da, ta e, mă, dar am zis să te ajut și eu, bă, panorama. Păi nu mai, mă, nu te mai băga, da, dacă vrei să faci tu fotul și mă mai bag eu, da? Nu, mă, vorbește tu, deci tu o faci, dar fii atent că să iasă, că altfel mă supăr. Dar nu te mai bagi. Nu, mă, mai bag, da. Bine. A, ceva a sunat? Nu, acum trebuie să...